Pentru Oltenia, meteorologii anunță pentru finalul acestei săptămâni temperaturi peste cele normale pentru această perioadă, însă începutul săptămânii viitoare vine cu ploi și vânt. Sfârșitul de săptămână va fi caracterizat de o vreme în general frumoasă și mai caldă decât normalul termic al perioadei, cu temperaturi maxime ce vor crește până spre 25 de grade în cea mai mare parte a Olteniei. Din punct de vedere al precipitațiilor, acestea vor fi doar izolat după amiaza și seara, dar neînsemnate cantitativ. Începutul săptămânii viitoare va fi unul care debutează cu o vreme caldă, dar pe parcursul zilei de luni vremea se va transforma și va deveni în general instabilă, cu fenomene asociate instabilității, adică averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului pe arii extinse în Oltenia.